Miss Malar. Oprire în ținutul misterios. Nu, mătușică! Te rog, nu mânca aia! Te vei îmbolnăvi! Precis e stricată! Uite ce culoare are! Ai ochi buni, Willard! Însă nu cred că ai dreptate! Încearcă și tu, nepoate! Este delicios! Cred că îmi ajunge ceaiul! Oh, Willard! Sunteți totul mult prea rigid! Puțin spirit de aventură nu ți-ar strica! Au! Însă ceașca asta mă va răni! Era cât pe ce să mă tai la cioc! Oare ce se mai poate întâmpla? Oh! Ce s-a întâmplat? Ne puteți spune ce s-a întâmplat? Regret, niște mici reglaje tehnice. Vom opri în următorul oraș timp de aproximativ 24 de ore ca să facem unele reparații. Nu e niciun mister că s-a defectat trenul. Poate că defectarea trenului nu este un mister, nepoate. Însă locul unde ne aflăm este... Transilvania. Așa este, mătușică. N-ar fi trebuit să luăm trenul acesta vechi acum când ne întoarcem de la misteriosul bal caritabil din Bavaria. O vacanță ne-ar fi prins foarte bine, mătușică. Ei, acest loc va fi minunat pentru vacanța noastră, Willard. Este extrem de liniștit. Înspăimântător, ar fi mai bine spus. Ei, Willard, nu judeca o carte după coperți. Uite, scrie chiar aici în cartea mea că ne aflăm în Zanavil. Un orășel turistic plin de viață. Plin de viață? Ești sigură că citești ce trebuie, mătușică? Da, iar această carte este nouă. A fost publicată acum 6 luni. Însă ai dreptate, nu prea e viață pe aici. Totuși, după cum spuneam... Știu, nu poți judeca o carte după coperți. Bun venit, bun venit în Zanavil! Eu sunt primarul acestui minunat oraș și am plăcerea de a vă ura bun venit în acest loc. Eu sunt Willard Wigen de la Poliția Elvețiană, iar aceasta este mătușica mea, domnișoara Malar, detectiv de renume. Poliție, detectiv? Oh, vă aflați în interes de serviciu? Nu, conductorul ne-a anunțat că trenul va fi reparat abia mâine. Suntem turiști. Minunat! Autobuzul acesta vă va duce la cel mai bun hotel. Vino să vorbim cu florărea sa. Sunt sigură că ne poate spune ce am putea să vizităm pe aici. Dar, mătușică, să nu pierdem auto. Oh, nu contează. Bună! Ah! Oh, vai, îmi pare foarte rău. N-am vrut să vă speriem. Sunt domnișoara Malar, iar el este nepotul meu, Willard Wigen. Eu sunt Hallie Debler. Vă rog frumos să mă scuzați. Cred că m-am dezobișnuit. În ultima lună n-a mai trecut niciun turist pe aici. Observ că vă plac florile. Sincerele mele scuze, domnule Wigen. Hallie este puțin aiurită, da. Bun, acum că am clarificat totul, adică totul este aranjat, haideți să nu pierdeți autobuzul. Șoferul va opri în câteva din locurile cele mai frumoase ale zonei. Pentru Hallie cu dragoste. Poftim, cred că v-a căzut asta. Mătușică, am pierdut autobuzul spre hotel. La hotel mergeam și eu, ca să-l avertizez pe tata că sosesc cu oaspeți. Prietenul meu, Vidor, va veni după mine. Vă ducem cu plăcere. Tatăl dumitale lucrează la cel mai frumos hotel din Zanavil? Ce coincidență fericită! Nu e chiar așa. Tata este proprietarul hotelului și este singurul hotel din oraș. Tata va fi încântat să primească oaspeți. De cât timp este proprietar tatăl dumitale? Cam de 6 luni, de când fostul proprietar a plecat în mod misterios, abandonând castelul. Misterul este unul din cuvintele preferate ale mătușii mele. Fostul proprietar a fost alungat din oraș, a plecat în Scoția. Ce interesant! Chiar acum 6 luni ne aflam în Scoția, nu-i așa, nepoate? Da, atunci cu testamentul mătușii Abby, la castelul Dakinville. Ah! Mi-am
amintesc. Cineva s-a dat drept vampir care își sărută victimele atunci când e lună plină. Cum îl chemau oare, Willard? Contele Sărut. Fidor, atenție! Vai, îmi pare rău. Vidor, ce te-a apucat? Cred că a fost puțin neatent. Vidor vă va curăța hainele, nu-i așa? Da, firește. Lucrez la spălătoria orașului. Bine că n-a luat autobuzul, mătușică. Willard, ai observat că în acest oraș lipsesc statuile? Am impresia că am dat din nou peste un mister tulburător. Holly, scrisoarea e pentru tine. Mulțumesc, Tania. Aceștia sunt domnișoara Malar și inspectorul Wigan. Vor rămâne la noi până li se va repara trenul. Turiști! Oh, uite, Vidor, mi-a trimis încă o scrisoare. Dragostea este un ocean de care nu trebuie să te temi, chiar dacă ne separă, e mereu aproape. Oh, nu-i așa că e atât de romantic? Hei, eu trebuie să plec. Am să-ți aduc imediat hainele, Willard. Mulțumesc, Vidor! Fac orice pentru tine, Holly. Se poartă foarte frumos cu dumneata. Vidor? Oh, nu, suntem prieteni de mult timp. Îmi este ca un frate. Și apoi se bucură mult că m-am îndrăgostit. Deci, știi cine e admiratorul tău secret? Sigur, mi-a lăsat multe indicii. De o lună primesc aceste scrisori. Holly, fetița mea! Ce minunat că ai venit cu oaspeți! Oh, și ce oaspeți încântători, madame! Bun venit la hotelul meu! Eu sunt Igor! Tată, vor mai veni și alți oaspeți! Un tren întreg! Hotelul va fi plin din nou! Minunat! Acum du-te și spune lui Vania să pregătească o masă copioasă! Bun venit fiecăruia la cel mai bun hotel din Zanaville! Vă rog să vă simțiți ca acasă! Igor se va îngriji de dumneavoastră, nu-i așa, Igor? Nu acesta este singurul hotel din oraș? Păi ba da, însă asta nu schimbă faptul că este cel mai bun din Zanaville. Igor, oferă-le oaspeților cele mai bune camere. Camere separate, nu? La ce etaj ați prefera? Cred că la etajul 3. Priveliștea trebuie să fie fantastică de acolo. Nu e bine deloc. Totul se vede mult mai bine de la etajul 2, nu, Igor? Vrem să oferim ce e mai bun unei frumoase doamne detectiv și inspectorului de la poliția elvețiană. Etajul 3 este ocupat. O persoană foarte discretă a rezervat tot etajul. A sosit acum o lună și dacă n-ar fi fost eu, hotelul ar fi fost închis. Acum o lună? Serios? Da, și a lăsat ordine stricte să nu fie deranjat. Eu sunt singurul care mă ocup de el. Cineva se uita la mine, era chiar acolo. A fost groaznic. Purta o capă neagră și priviți! Ați călătorit pe soare atâta vreme. Probabil e doar imaginația dumneavoastră. Soarele poate avea astfel de efecte. Mergeți să vă faceți comoz în camerele dumneavoastră, iar apoi vom servi cina. Am impresia că soarele nu are nicio legătură cu toate astea. Oh, acestea sunt urme de sărut. Se pare că nu doar statuile lipsesc de aici. Primarul e dus de acasă. L-ai auzit? Soarele, asta e bună. Mai bine ar pleca toți ca să nu trebuiască să facă atâta mâncare. Oricum nu vor sta mult. Sunt cu toții niște fricoși. Iar apoi totul va reveni la normal ca pe vremuri. Acum trebuie să duc prosoapele acestea la etajul 3. Mă întorc să te ajut cu masa. La etajul 3? Parcă Igor spunea că doar el se ocupă de misteriosul oaspete de la etajul 3. Trebuie să-i spun asta lui Willard. La la la, la la, la la la, la la la, la la la.
cineva acolo? Oh, scuză-mă, erai la duș? Puteam să jur că am auzit. Oh, cum s-a spart vaza? Nu știu. Oh, Vidor mi-a adus hainele. Probabil că atunci când Tania le-a pus pe pat. Dar ea n-ar fi lăsat vaza aceasta spartă pe covor. N-ar trebui să lași geamul deschis. Ai să răcești, nepoate. Am să mă îmbrac imediat și putem coborî la masă. Oho, foarte interesant. Tăiței ungurești, mâncați! Haide, Willard, încearcă. Aparențele înșală, știi tu. O, nu! Arată de-a dreptul respingător, mătușă. Ah, văd că Vidor v-a adus hainele înapoi. Sper că o să vă placă mâncarea gătită de Vania. Ea și Tania sunt de o veșnicie aici. Pe vremea fostului proprietar? Da, erau foarte supărate când acesta a părăsit orașul, dar tata a insistat ca ele să rămână. Ei, spune-ne, cine e admiratorul secret? Oh, da... Presupun că nu poate fi decât domnul misterios de la etajul 3. Dar trebuie să promiteți că nu-i spuneți tatei. Ține foarte mult la el. Nu cred că ar fi de acord cu asta. Cu ce să nu fiu de acord? Oare frumoasa mea fiică deranjează oaspeții? Cu siguranță că nu. Fiica dumneavoastră ne povestea istoria acestei minunate clădiri. Și ce mai istorie! Sunt o mulțime de cărți despre asta în biblioteca noastră. Oaspeții noștri nu doresc să citească. Doresc să se simtă bine. Igor, Hali, muzica! Willard? Am impresia că primarul acesta încearcă să ne ascundă ceva. Păi, sper să nu fie vorba de restul cinei. Trebuie să fie ceva comestibil totuși. Sunt lihnit. Oh, Vidor! Îți mulțumesc pentru că mi-ai curățat hainele. Ce s-a întâmplat cu aripa dumitale? Nu e nimic, m-am ars puțin la slujbă. Se mai întâmplă. Ah! Ce melodie frumoasă! Scrisoarea a fost lăsată la recepție pentru tine, Hali. Oh, este de la admiratorul meu secret. Dragostea noastră e mai adâncă decât profunzimea oceanului infinit, dar ține cont și de trecut, altfel dragostea noastră va lua sfârșit. Oh, abia aștept să-mi văd admiratorul secret de la etajul 3. Eu trebuie să plec neapărat. Cunosc privirea aceasta, mătușică. La ce te gândești? Mă gândesc că în Zanavil se întâmplă un mister ciudat. Dar ține cont și de trecut. Altfel, dragostea noastră va lua sfârșit. Știi ce se spune, mătușică? Dragostea e mereu plină de mistere. Mai ales în orașul Zanavil. Mătușică, ce anume căutăm? Cărțile despre istoria orașului de care povestea Igor. Au! Bravo, Willard! Asta este. Dar cartea aceasta, mătușică, este despre Zanaburg, nu Zanavil. Exact, nepoate. Eu nu mai rămân aici. Nici eu. Mi-e frică. Mi-e frică. Ce se întâmplă? Noi plecăm. Avea o capă neagră. Noi ne întoarcem la tren. Vă rog, nu plecați. Vă pot explica. Aceasta este o clădire foarte veche și uneori scârție, însă e un hotel bun. Vă asigur că totul e în regulă. Credeți-mă pe cuvânt său. Ajutor! Ah, Perna! Am găsit urme de sărut! Fereastra mea era deschisă! A intrat cineva în camera mea! Ce spui de asta, Willard? Da, arată ca niște urme de sărut imprimate pe pernă, mătușică. Așa este. Probabil e vorba despre vestitul vampir sărut. Contele sărut? Hai de aici! Să plecăm de aici! Înapoi la tren! Dar e ridicol! N-am mai văzut un vampir de când? De când a fugit din oraș și s-a ascuns în Scoția. Atunci am aflat eu și Willard că într-adevăr există.
Cineva se dădea drept contele Sărut pentru a face rău. Dar după ce am rezolvat misterul, am găsit un bilet. Contele Sărut trăiește. E limpede acum că s-a întors aici, în patria sa adevărată. Și știu unde se află. Sunt Willard Wigeon de la poliția elvețiană. Deschide ușa sau va trebui să folosesc forța? Tu nu ești contele Sărut. Nu, eu sunt. Și ce doriți de la mine, mă rog? Tu ești admiratorul meu misterios, cel care îmi trimitea bilete de dragoste? Ea cine e? Bilete de dragoste? Ce tot spui acolo? În viața mea nu te-am văzut. Ea e logodnica mea. Până când va avea loc nunta noastră, locuiește într-o cameră la parter. Logodnică? Nu mai încerca să ne duci cu zăhărelul, conte! Willard, stai, nu te grăbi! Așadar, ai ieșit la iveală, conte! Ți-am spus că poți locui aici în secret și să nu te arăți nimănui! Greșești! Nu mai sunt cel care am fost. Îmi iubesc viitoarea soție și nu voi mai săruta niciodată pe altcineva. Poate altă persoană a acționat din nou în locul meu. Spune-le, Tania! Așa este, are multe cape. Am aruncat câteva pentru că erau uzate. Pe unele le-am dus chiar la curățătorie. Oricine putea să le ia și să se dea drept contele Sărut. Afară cu contele Sărut! Afară cu contele Sărut! Contele Sărut e înăuntru și cerem să plece de aici. Iar ne-a speriat turiștii. Afară cu contele Sărut! Vidor, ce faci? Nu înțelegi, Holly. Încerc să te salvezi de contele Sărut. Crezi că îl iubești, însă îți face numai rău. Sperie turiștii și ne ruinează orașul. Nu e demn de tine. Te rog să mă crezi că acest conte Sărut nu este cel care îi sperie pe turiștii din hotel. Serios? Și eu am crezut că turiștii sunt speriați de contele Sărut, dar mi-am amintit ce-i spuneam nepotului meu, că nu trebuie să judeci o carte după copertă. De fapt, mi-am dat seama că acest mister nu ascunde doar un vampir. Chiar când am ajuns în oraș, era evident că lucrurile nu mergeau bine în Zanavil, sau poate ar trebui să spun în Zanaburg, numele real al orașului. Eram sigură că pot avea mare încredere în ghidul meu, însă prezentarea orașului era falsă. Când a fost publicată, acum 6 luni, orașul era înfloritor pentru că îl alungase răți pe contele Sărut din oraș. De atunci, cineva a încercat din răzputeri să ascundă toate semnele prezenței contelui, iar acesta este primarul. Aduceți-l pe primarul! Sigur că eu am fost! Cine altcineva putea ajuta acest oraș? Cine altcineva putea aduce din nou turiști? Cu toți ar trebui să mulțumiți! Poate, însă nu v-ați așteptat ca cineva să se dea drept contele Sărut. Cineva care știa că i-ați permis contelui în secret să se întoarcă în castelul său. Igor e singurul care cunoștea secretul. Nu, nu este adevărat. Încă 2 persoane știau secretul, însă nu le păsa. Cele 2 încă tânjesc după vremurile când contele trăia în castel. Ați uitat să ascundeți un lucru esențial, domnule primar. Istoria completă a castelului și a strămoșilor săi. Tania și Vania nu erau angajatele contelui Sărut, așa cum credea Holly. Erau, de fapt, rudele sale. Și după cum bănuiam, portretele lipsă din hol vor confirma acest lucru. De aceea se ocupau ele de misteriosul oaspete de la etajul 3. Stați, așteptați! Cineva încearcă să dea vina pe conte. Din nefericire pentru Holly, adevăratul conte este îndrăgostit de altcineva. Holly credea că admiratorul ei secret este misteriosul oaspete de la etajul 3. Însă dragostea e o arbă și ea nu a citit cu atenție indiciile din scrisori. Scrisorile au făcut lumina asupra lucrurilor. Tania a confirmat că a dus pelerinele contelui la curățătorie, adică la aceeași persoană care a spart vaza din camera lui Willard. Și s-a tăiat la aripă, deci nu s-a ars la serviciu, după cum spunea Vidor. El a folosit pelerina contelui timp de o lună pentru a speria turiștii și pentru a-l pune într-o lumină proastă pe adevăratul conte. Vidor, nu! Vidor,
nu e totuși vinovat. Vina lui este că e doar îndrăgostit. El este admiratorul secret al lui Halit. Dacă veți compara scrisul de pe această chitanță de la curățătorie, veți vedea că este identic cu cel de pe scrisorile de dragoste. Dar, Vidor, de ce te-ai dat drept contele Sărut? Întotdeauna m-ai trecut cu vederea, Halit. Nu înțelegi? Te iubesc! Întotdeauna te-am iubit! Ai crezut că scrisorile mele sunt de la el, așa că a trebuit să mă prefac a fi contele. Pentru că atunci când ai fi aflat cine era cu adevărat și nu l-ai mai fi iubit, atunci poate m-ai fi observat. Oh, Vidor, ce oarbă am fost! Adevărata mea dragoste era chiar în fața mea în tot acest timp. Acum, dacă aveți încredere în mine, știu cum să fac ca Zanaburg să fie din nou un oraș vizitat de o mulțime de turiști. Cu această dublă căsătorie ne acceptăm trecutul, iar Zanaville devine din nou Zanaburg, ținutul contelui Sărut. Domnișoară Malar, vă rog, ne faceți onoarea. Cred că dumneavoastră trebuie să faceți asta. Trăiască Zanaburg! Trăiască contele Sărut! Hei, mătușică, cred că acum putem să judecăm cartea după copertă. Trăiască! Trăiască! Au dublat în limba română actorii Ileana Iurciuc, Petre Ghimbășan, Florian Silaghi, Rodica Suplăcan, Ion Ruscuț, Pavel Sârg, Corina Cernea, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Cristina Șeg. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.